Cu ajutorul lui Dumnezeu vom parcurge o temă pe care am intitulat-o Impresionat, dar nu transformat. O astfel de temă s-a născut din înțelegerea faptului că există o confuzie care poate deveni ceva și mai grav. O confuzie poate degenera într-o înșelăciune prin faptul că confundăm o impresie cu transformarea în sine însuși. Cu ajutorul lui Dumnezeu, studiind acest subiect, vom deveni mai înțelepți în înțelegerea lucrării Duhului lui Dumnezeu în interiorul nostru. Vom putea să colaborăm mai bine și vom înțelege momentele de aur pe care Dumnezeu le creează pentru noi, care pot să fie finalizate sau care pot să fie pierdute datorită unor neînțelegeri, deci lipsei unei decizii. Există o diferență majoră ca efect și ca rezultat între dorințe de schimbare și alegeri concrete în această direcție. Ne putem dori să fim mai bune, putem dori să ne pocăim, ne putem dori anumite lucruri în viață, dar să nu le obținem, să nu le alegem niciodată lucrurile acelea, să rămână doar vise fără împlinire. La fel există o diferență categorică, majoră, între o impresie a Duhului Sfânt exercitată asupra unui individ și schimbarea propriu-zisă, care este de fapt urmarea acelei impresii atunci când se adaugă o decizie potrivită. Impresia Duhului lui Dumnezeu asupra inimii unui om este o lucrare foarte bună, o lucrare necesară, o lucrare de trezire, o lucrare de sensibilizare pe care o face Dumnezeu. Impresiile pot avea anumite intensități, pot să fie puternice sau pot să fie mai firave, dar de obicei impresiile sunt trecătoare, de cele mai multe ori sunt superficiale, deși există și impresii foarte puternice care pot să-l marcheze pe om pe termen mai lung. Nu, cine n-a fost măcar odată impresionat de ceva, de Dumnezeu, de o predică, sau în viața lui s-a întâmplat ceva, un eveniment, un lucru care te-a marcat atât de mult încât te-a făcut să te gândești. Era ceva la nivelul minții și sentimentele ți erau cuprinse de ceea ce înțelesesei, de ceea ce pricepusei ca o revelație. Deci, în principiu, ar trebui să știm ce înseamnă să fim impresionați. Dar aceste impresii de multe ori nu s-au concretizat în schimbări practice, iar influența lor în timp se estompează, se volatilizează, dispare. O impresie bună poate să rămână doar o impresie și să nu fie asociată cu nicio decizie, cu nicio alegere de schimbare. Omul poate să fie impresionat de ceva, dar totuși să nu facă o alegere de a obține acel ceva. Impresia trebuie asociată cu exercitarea voinței în direcția bună pentru a deveni acțiune practică, pentru a deveni eficientă. Ca să spun mai direct, din alt punct de vedere, impresia este ceea ce lucrează Dumnezeu în viața noastră. Decizia este ceea ce, sub influența acestei impresii, trebuie să o luăm noi. Sau ar trebui să o luăm noi. Dacă rămâne doar impresia, lucrarea lui Dumnezeu fără decizia noastră de acceptare, de a urma în conformitate cu acea impresie, nu se finalizează nimic. Cred din toată inima că lucrarea de mântuire, lucrarea de colaborare, deși aparține lui Dumnezeu, e darul lui Dumnezeu, neprihănirea și El este începătorul și desăvârșitorul credinței, cred de asemenea că omul trebuie să răspundă într-un mod inteligent, cu o credință inteligentă, chemării, făcând alegeri potrivite pe care tot Dumnezeu îți dă și puterea să le iei și să le faci dacă vrei acest lucru. Mulți oameni sunt înșelați la capitolul acesta. Această temă, în mod special, vrea să avertizeze în această direcție. Sunt înșelați cu privire la poziția, la starea lor în fața lui Dumnezeu, tocmai datorită unor impresii bune pe care le-au avut în anumite momente. Suntem impresionați și noi conchidem că suntem în regulă cu Dumnezeu. De ce? Oare nu am fost noi mișcați de adevărurile acelea? Oare nu am lăcrimat noi față de adevărurile acelea? Oare nu ni s-au părut foarte reale, valoroase și importante acele
adevărul, acele lucruri pe care Dumnezeu ni le-a spus nenumărate rânduri. Iar inima noastră nu s-a împotrivit așa vehement pe față, nu cred, nu vreau, nu-mi trebuie. Din contră, am fost marcați, am fost impresionați. Și e foarte ușor să tragi concluzia, deci suntem în regulă cu Dumnezeu, nu? Că suntem impresionați ca și când credem lucrurile acelea. Deși inima și viața nu ne-a fost realmente schimbată. În Ezechiel 33 cu 30 la 32 este un pasaj biblic în care Dumnezeu se sesizează pe profetul Ezechiel cu privire la acest aspect. Și culmea, chiar și omului Dumnezeu era cumva confuz. Era înclinat să creadă ceva greșit. Ca și Samuel, vă aduceți aminte că l-a văzut pe primii doi fii al lui Ishai atât de, cu aspect atât de regal și a spus în mintea lui negreșit, asta este unsul lui Dumnezeu. Și oamenii lui Dumnezeu pot să tragă concluzii greșite. Dumnezeu l-a corectat și pe Samuel, nu te uita la ce izbește privirea, și l-a corectat și pe Ezechiel. Haideți să vedem. Fiul omului, deci îi vorbește Dumnezeu lui Ezechiel, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe lângă ușile caselor și zic unul altuia, fiecare fratelui său, veniți de și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Deci când auzi așa ceva, când vezi așa ceva, ce poți să spui decât interes? Oamenii sunt interesați să asculte, nu? Vorbeau, se anunțau și haide să mergem să ascultăm cuvântul Domnului și vin cu grămada la tine. Deci nu erau nepăsători în sensul o nepăsare de asta pe față în care refuzau foarte direct și obstructiv ceea ce chemarea la cuvânt. Vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le îndeplinesc. Căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăresc plăcut, nu? Când cântă cineva, nu ești impresionat, nu? Ați văzut că strămură inima parcă așa de frumusețea unui cântec, de solemnitatea. Ești pentru ei ca un cântăresc plăcut, cu glas frumos și scusi la cântarea pe coardă. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le deplinesc deloc. Erau impresionați, dar când era vorba la viața practică, impresiile acelea să se soldeze cu rezultate clare, oamenii nu făceau nicio schimbare, ei se reîntorceau la ale lor, pe drumurile lor, pe căile lor, umblând după poftele lor, împlinându-și voia lor. În ceea ce privește felul în care impresia acționează asupra vieții individului, putem spune că în funcție de intensitatea ei poate să cuprindă mai multe sectoare din om, din interiorul omului, poate implica sentimentele. În primul rând implică sentimentele. O impresie îți mișcă sentimentele, ceea ce nu-i rău. Nu-i rău că, pentru că simțim ceva, ați văzut, ne simțim impresionat. De aceea lacrimile de obicei sunt asociate cu sentimente, nu? Sentimente de regret sau de bucurie sau de fericire. Când inima e mișcată, implică sentimentele, implică și intelectul, partea rațională prin faptul că înțelegem anumite idei, anumite solii, anumite adevăruri, ni se impun, ne este mișcat și intelectul, ne este mișcată și ne sunt mișcate și sentimentele, emoții avem. Ba chiar ajunge la conștiință, uneori conștiința ne apasă, ne descoperim anumite, suntem cercetați de Duhul lui Dumnezeu, plecăm uneori răvășiți, plecăm cu tot felul de gânduri. Dar pentru ca viața omului să fie schimbată nu-i suficient, nici sentimentele să fie prinse în întregime, nici anumite gânduri și intelectul și nici măcar conștiința, care toate sunt importante și sunt valoroase că ajunge până acolo, ceea ce trebuie este punctul numit voința. Voința care declanșează alegeri potrivite și care duce la schimbare. Doar atunci când alegi ceva, restul, aceste impresii care implică sentimente, intelect și uneori chiar și conștiința să fie mișcată, lucru care e bun, dacă nu se finalizează cu facultatea superioară care de fapt mișcă omul într-o anumită direcție și este numită capacitatea de a alege, voința, nu? Nu se întâmplă nimic. În ciuda
forței impresiilor pe care au fost exercitate asupra inimii noastre. În Fapte 2:37, după ce au auzit aceste cuvinte, a fost acea predică de la Rusalii rostită de Apostolul Petru sub influența puternică a Duhului Dumnezeu care a cercetat oamenii din mulțime. Ei au rămas străpunși în inimă, observați, au rămas săgetați, inima strânsă, cercetată de Duhul lui Dumnezeu. Și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Deci, dacă ar fi rămas decât străpunși în inimă și n-ar fi întrebat practic ce să facem, era pur și simplu o întrebare care implica dispoziția deciziei practice care să ducă la schimbare. Cum să ne schimbăm? Ce să facem în mod foarte practic? Pentru că noi exact la asta ne gândim. Și bineînțeles, răspunsul a fost potrivit: pocăiți-vă și fiecare să fie botezat în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Bineînțeles, le-a fost arătat pașii ce urmau să facă, ce trebuia să facă, nu? Și exact lucrul acesta au făcut, ceea ce a dus la schimbarea lor, nu doar la impresionarea lor, pentru că știm că au fost botezați, au fost schimbați, viața le-a fost schimbată. Un adevăr care este aproape de necrezut, pare ciudat, dar este foarte real, este că omul poate să fie impresionat, dar să facă alegeri în detrimentul și chiar împotriva acelei impresii care l-a marcat în trecut. Am vorbit până acum de faptul că oamenii sunt impresionați și nu iau decizii, dar acum e mai mult decât atât, că omul poate chiar să ia decizii în detrimentul impresiilor pe care le-a avut. Și greu de crezut, adică să fii impresionat de ceva, să fii foarte, cum să spun, atras către ceva și la urmă când iei să iei decizia, să o iei total împotriva acelei impresii și totuși așa de real. În Marcu 10:16 citim că Iisus i-a luat în brațe pe copilaș, au venit mămicile cu copilași. Și scena a fost impresionantă, a fost atât de duioasă, atât de mișcătoare. Priveau mai mulți oameni de la distanță, chiar și un tânăr bogat privea această scenă. Mămicile care își doreau împovărate cu problemele vieții, își doreau ca Iisus să pună mâinile peste ei și să-i binecuvinteze. Și copiii care nu se mai dezlipeau din brațele lui, care iubirea lui îi câștigase, îi captivase până și pe copiii aceia. Și undeva în inima lui s-a născut dorința ca să fie și el ca un copil, să fie cu Iisus. S-a gândit cât de bine ar fi dacă aș fi și eu cu el în preajma acestui om atât de iubitor. Nu? Și a alergat, citim în continuare, tocmai când era gata să pornească la drum după scena aceasta, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui. A alergat la el. De ce credeți că a alergat cu atâta disperare decât că ai fost impresionat, atras de așa ceva? Inima ți-a fost mișcată. A îngenunchiat înaintea lui, lucru care l-a făcut tot sub forța impresiei, pentru că era un tânăr bogat, un tânăr renumit și învățat. Și l-a întrebat: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Observați, din nou este în fața unei decizii. Impresionat, Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis: îți mai lipsește un lucru, du-te de vin de tot ce ai, de la săra și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia crucea și urmează-mă. Impresionat, întreabă, când ajunge la punctul decizie, mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, că ți avea multe avuții. Observați, ești impresionat, ești atras, dar când este la decizie practică, e posibil să iei decizia care să fie total împotriva acelei impresii, în detrimentul care să se opună acelor impresii, nu? Și ce contează? Până la urmă, viața va fi mișcată, viața va fi conturată, iar rezultatul final va fi influențat de acele impresii sau de decizia care ai luat. Bineînțeles, tânărul n-a mai fost cu el și nu s-a mai întâlnit cu el niciodată. Nici nu a mai urmat, pentru că a fost decizia vieții lui ca să ia impresiile. Probabil că au trecut, nici nu și-a mai adus aminte sau mai târziu, pentru ca să-și liniștească conștiința, le-a negat. L-a negat, am fost slab că m-am dus, eu bine că nu m-am dus cu el, că uite ce a ajuns sau ce s-a întâmplat cu el, etc. Pentru că până la urmă ce contează este decizia pe care o luăm. Impresiile pot fi înlocuite destul de rapid cu alte trăiri contrarii entuziasmului și cu ce ai simțit anterior. Să ne aducem aminte, Matei 21:7, câtă emoție, cât de impresionați au fost oamenii, poporul, când Domnul Iisus venea spre Ierusalim. Acea intrare triumfală, au adus măgărița și măgărușul.
și-au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, să-ți scoți hainele de pe tine, să le pui pe jos. Gândiți-vă, alții tăiau ramuri din copaci și le preserau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus și cele care veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat, strigau. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Ce cuvinte de emoționante, și erau impresionați de scena aceea, nu? La un moment dat chiar au crezut că Iisus e un împărat, nu? Iisus va face lucrurile mult râvnite, mult așteptate, mult dorite de ei. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Un entuziasm extraordinar. Erau impresionați oamenii. Dar nu a trecut mult. A fost vorba de zile, probabil, un timp destul de scurt. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: pe care din amândoi voi să vi-l slobojesc? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis: dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns cu toții. Dregătorul a zis: dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare: să fie răstignit. Din nou sub forța unor impresii, unui alt tip de entuziasm de data aceasta, citim că strigau: binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Și după aceea strigau: să fie răstignit, să fie răstignit, într-un mod atât de vehement încât erau cuprinși de aceste emoții. Observăm că sunt foarte schimbătoare impresiile. Poate să fie impresia Duhului Dumnezeu, iar după aceea să dea loc unei alte impresii care să te duci pe o altă linie. Ce contează este decizia pe care o iei în urma acelei impresii. Ioan 7:44, au fost trimiși aprozii ca să-l prindă soldații templului, să-l aducă pe Iisus. Unii dintre ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Aprozii s-au întors, deci, la preoții cei mai de seamă și la farisei, și aceștia au zis: de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns: niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Au fost impresionați. S-au dus cu o misiune să-l prindă. Când au ajuns aproape de el, l-au auzit vorbind, înconjurat de mulțime, au rămas atât de captivați, n-au zis în viața lor așa ceva. Asta înseamnă că au fost foarte, foarte impresionați. S-au întors fără el, dar fariseii le-au răspuns: dar n-ați fi fost duși voi în rătăcire? A crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Observați, vine o altă informație presantă, puternică, care contravine cu impresia aceea. Și ce au făcut? S-au întors să fie ucenicii lui Iisus? Nu cred. Nu cred. Pur și simplu impresia s-a volatilizat în timp și au rămas acolo, ascultând, crezând, dispărând încetul cu încetul ca forță, ca să-i mai, nu, să-i ducă către o decizie bună. Au luat decizia să rămână, de frică, de rușine, mă rog, de faptul că conducătorii asta le spuneau și aveau atâta încredere în ei. Mă rog, raționamentele pot să fie diverse. Ideea este că poți să fii impresionat și după aceea să ai cu totul alte impresii într-un timp foarte scurt. De aceea, impresiile sunt insuficiente întotdeauna. Impresiile sunt bune. Dacă sunt din partea Duhului Dumnezeu într-o direcție bună, sunt bune, dar nu trebuie niciodată să le acordăm mai multă însemnătate decât au în realitate. Ele sunt ceva pregătitor, ceva care poate pregăti o stare de suflet prielnică pentru o decizie, dar dacă nu se ia decizia potrivită, nu are nicio valoare. Din contră, poate să te înșele, poate să te țină confuz pentru că zici: păi, am fost de acord cu lucrul acela, eu chiar cred lucrul acesta, nu? Oamenii pot fi impresionați până la extaz și adulare, dar peste o oră pot să se schimbe atât de mult. Citim în Fapte 14:8 exact acest tablou despre natura umană, atât de schimbătoare, atât de ciudată. În Listra era un om neputincios de picioare, un loc din naștere, care nu umblase niciodată, îl ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: scoală-te drept în picioare! Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoneană: zeii s-au coborât la noi în chip omenesc! Ce impresionați au fost când se vadă un olog din naștere, nu umblase niciodată, și să alerge printre ei.
Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfe împreună cu noradele. Atât de extaziați, atât de impresionați au fost, încât aproape îi adulau, îi zeificau. Vă dați seama, în timp ce apostolii Barnaba și Pavel, când și-au rupt hainele și-au sărit, ce faceți, fraților? Nu faceți lucrul ăsta, suntem și noi oameni ca și voi. Bun, n-a trecut mult timp. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațățat noroadele, le-au spus altceva. Tot felul de lucruri, bârfe, acuzații. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate crezând că a murit. Îți este foarte, foarte greu să crezi că natura umană, după ce este impresionată atât de profund încât acum adulează aproape, zeifică ceva, peste o oră împroașcă cu pietre și întoarce spatele, l-a lăsat mort, lat acolo pe cine, cum îl numea, Jupiter și Mercur. Pe Jupiter, Mercur cine era? Mercur, la vederea așa, pe Pavel îl numeau, iar pe Pavel Mercur, dacă mânia cuvântul. Să-l lase lat acolo împroșcat cu pietra, atât de repede. Se schimbă oamenii. Până la urmă, care a fost decizia finală? Decizia finală a fost ca să-l omoare cu pietre, să se lepede de el. Până la urmă, ce a contat? Că au avut într-o emoție și au promis atât de mult, s-au spus niște lucruri extraordinare, nu, le-au ieșit de pe buze, cine știe ce încântări și asta. N-a contat, pentru că până la urmă acțiunea concretă care a fost ca să-i trască afară și să-i împroaște cu pietre. Citim despre Irod, de asemenea. Irodiada, Marcu 6:19-27, avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Deci Irod, ce știa despre el, era impresionat de Ioan și avea încă un respect, o temere ca să-i facă ceva rău, măcar că îl închisese. Îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă neștiind ce să facă și l-asculta cu plăcere. Observați, era impresionat. Asta în cumpănă înseamnă că îi dădea de, când iară se întâlnea din când în când cu Ioan și îi vorbea Ioan, el avea o legătură ilicită, nepotrivită cu Irodiada, nu, care nu trebuia să o aibă de nevastă, nu? Că era nevasta fratelui său, în fine, tot felul de lucruri de genul ăsta pe care împărații în abuz de putere le mai făceau. Și Ioan, sigur, îi vorbea cu multă putere, iar el era în cumpănă, ce să fac, cum să fac, dar n-a luat o decizie în direcția asta, măcar că îl știa neprihănit și sfânt, nevinovat. Și a venit ocazia, vă aduceți aminte, un bun prilej cu Irod, își prăjnuia ziua nașterii, a dat un ospăț mare, iar fata Irodiadei a intrat să joace, aproape dezbrăcat acolo, i-a impresionat și în culmea extazului, Irod promite că îi va da ceva cere, chiar jumate din împărăție. Când s-a sfătuit cu maică sa, capul lui Ioan Botezătorul a fost. I-a părut rău, dar i l-a adus pe farfurie. Irod, cazul Irod, impresionat, știa că e un om neprihănit și sfânt. Deci ai undeva convingeri. A ști înseamnă că intelectul, rațiunea îți spune că chiar poți să spui că crezi anumite lucruri. Ce credea Irod despre Ioan? Credința lui e că un om neprihănit și sfânt. Impresionat, sigur, deseori stând în cumpănă înseamnă că îi dădea de gândit atât de mult încât aproape să se schimbe, aproape să ia o anumită decizie, nu? Dar n-a luat niciodată. Până la urmă, final a fost decizia să-i taie capul Ioan. Și asta a contat pentru el ca și viață, ca și decizie, pentru că exact asta a fost decizia care a luat-o. Nu că a stat în cumpănă unor, ci că i-a tăiat capul lui Ioan. Până la urmă asta a ales. Observați cum putem să lucrăm împotriva impresiilor pe care le-am primit și convingerilor pe care le avem. Este foarte posibil. De aceea putem spune, sunt convins de cutare om sau de cutare lucru, de cutare adevăr. Nu te păcăli că poți să alegi cu totul altceva în viața practică, chiar dacă ai anumite convingeri. Sau am fost impresionat, atât de mult am fost mișcat la temele, cu tare sau cu tare. E foarte bine că ai fost mișcat, dacă nu ai luat nicio decizie, poți să-i tai capul exact omului care te-a impresionat foarte mult. Pentru că asta este, Biblia ne descoperă că mulți oameni au fost impresionați, dar nu au fost transformați. Din contră, au lucrat, viața lor a lucrat, a mers pe o linie în totală opoziție cu acele impresii.
La fel știm că purtarea nobilă a lui David când era urmărit de Saul, deseori Dumnezeu i-a arătat prin David multă bunătate. Nu, iar cu ocazie 1 Samuel 24 cu 16, când Saul iar îl urmărea, știți, cu peștera unde a fost ascuns, el nu și-a dat seama că erau ascunși în peșteră, au trecut, au dormit aproape de peșteră și ocazia lui David ca să-i ia gâtul cu prilejul acela. Dar David a fost mărinimos și nu se gândea să se atingă de el, de-abia i-a tăiat colțul veșmântului. Când a sfârșit de spus aceste vorbe lui Saul, în care îi spunea, vezi că dacă aș fi vrut să mă răzbun, dar în mine nu-i răutate, n-am de gând să mă ating de tine, Domnul meu, de ce mă urmărești, de ce crezi că vreau eu să-ți fac rău, că nu vreau așa. Când a sfârșit David de spus aceste vorbe lui Saul, Saul a zis, glasul tău este fiule David. Și Saul a ridicat glasul și a plâns, a fost marcat, adică e o dovadă care până și din oamenii cei mai împietriți scoate lacrimi, în sensul că a fost impresionat de câtă bunătate a arătat față de el, el care ura cu desăvârșire, dacă l-ar fi prins, l-ar fi omorât, nu l-ar fi curțat sub nicio formă. Și David îl iartă, îl cruță și îi dă viața. Sigur, aceasta stoarce lacrimi de la el. Și a zis lui David, tu ești mai bun decât mine, că tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Au fost impresionați de purtarea nobilă a lui David, chiar cât era el de împietrit. Dacă întâlnește cineva pe vrăjmașul lui, lasă oare să-și urmeze drumul liniște, nu-i venea să creadă. Domnul să-ți răsplătească pentru ce mi-ai făcut în ziua aceasta. Uitați ce afirmație face. Acum iată că știu că tu vei domni. Se pare că înțelege. Dar citim, e 1 Samuel 24, 1 Samuel 26 cu 2, Saul s-a sculat și s-a coborât în pustia Zif cu 3000 de oameni aleși din Israel ca să caute pe David în pustia Zif. După aceste două capitole, trece un arecare timp și el ce face? Impresionat, plânge, mai bine decât o tonă de lacrimi, nu sunt împotriva lacrimilor, nu pot să fie lacrimi de pocăință, pot să fie lacrimi de schimbare sau pot să fie doar lacrimi ca o mărturie a unei impresii care ai avut-o, dar decât 1000 de lacrimi, mai bine o decizie bună. Ia o decizie bună, practică în viață și mergi, schimbă calea, schimbă traiectoria în conformitate cu impresia pe care ai avut-o. A plâns, dar până la urmă tot pe David îl urmărea. Plângea, dar făcea aceleași lucruri. În continuare, viața nu i-a fost schimbată, în ciuda lacrimilor, în ciuda faptului că a fost impresionat și a făcut niște declarații de te înfiorau, declarații, niște mărturisiri, niște confesiuni care sunt într-adevăr impresionante, extraordinare. Tu ești mai bun decât mine, văd acum, știu că vei domni, Domnul să-ți răsplătească, rațiune clară care se părea că înțelege, dar când era să decidă, schimbarea macazului, iarăși a strâns oameni, a trecut un pic timp și tot pe aceeași cale, hai să-l urmărim din nou pe David. Poți fi impresionat, poți chiar crede realitatea celor spuse, dar să nu iei decizia și o poziție clară de partea acelui adevăr din diverse considerente sau motive. În realitate prețuind ceva mult mai mult decât adevărul acela. Ioan 12 cu 42, totuși chiar dintre fruntași mulți au crezut în Iisus. Și zici, mai nu-i suficient că au crezut în Iisus? Adică au fost, în ce sens au crezut? Au crezut că ceea ce spune El este exact adevărul. Dar de frica fariseilor nu-L mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Când era să ia decizia, să iasă în față, să aleagă acel adevăr în conformitate cu convingerile și impresiile care au avut, era ceva mai scump decât lucrul acesta. Și la noi la fel, suntem impresionați dacă când e să cântărim, decizia care normal, imediat apare, se impune decizia aceea, nu suntem dispuși să plătim prețul și ca atare lăsăm impresia să se scurgă. Sub impulsul unor impresii, unii oameni pot chiar promite anumite lucruri și aparent chiar iau un fel de decizii, să le zicem decizii pripite, un fel de impulsionate de momentul acela al impresiei, dar deciziile care nu se pot ține fără fundament pentru că nu implicată inima în întregime. Sunt promisiuni care nu le pot respecta. Acest lucru a fost Anania și Safira. Ei au fost impresionați de ce vorbeau, ce se întâmpla, felul în care vorbeau ucenicii, apostolii, felul în care trăiau. Nu, ce se petrecea în jurul lor, vezi în jurul tău oameni care își vindeau averile, nu? Atmosfera aceea de vis, de har, părtășia frățească,
râvna pentru lucrare, pentru cauza lui Dumnezeu și ei doi până la urmă, hai să dăm și noi, știți? Impresionați că se petrece, stai într-o atmosferă extraordinară, impresionat, dar nu predat, știți cum este? E decât impulsul acela al impresiei, impulsul sentimental. Când ajung acasă la rece, se schimbă. Se schimbă de ce? Pentru că le plăcea lucrul acesta, ce s-a auzit la adunare acolo, o fi adevărat ce-o fi, dar când e vorba la viața practică, ca să-i renunți practic la banii ăia și să-i dai averea aia, să o dai cu totul și tu să nu oprești nimic văzând că după ce ai dat, văzând în mână atâția bani. Nu, când vezi banii reali în mână și să-i duci acolo în întregime, te gândești așa ceva, nu se poate. Hai să dăm mai puțin, că nu e nicio problemă. Observați, impresionați, aparent deciți ceva, dar nu e inima pusă în momentul ăla. Când decidem ceva, inima trebuie să fie de acord, trebuie să fie pusă în întregime în decizia aceea, ca să nu mai oscileze. Dacă nu, inima se va întoarce imediat dacă nu e de acord cu decizia aceea. Este decizie decât sentimentală, atâta tot, datorată impresiilor. O ipostază teribilă este să fii impresionat foarte mult, să doresc schimbarea, dar până la urmă să fii pierdut în totalitate. Iuda a fost unul dintre cazurile acestea. De ce credeți că l-a venit la Mântuitorul? A fost impresionat și el, ca și tânărul bogat. Învățătorul, vreau să te urmez oriunde vei merge, măcar că Domnul Iisus nu i-a, de la început i-a înfățișat realitatea, nu l-a încântat, n-a vrut doar să-l impresioneze. I-a spus că fiu omului n-are unde să-și plece capul. Există până și vulpile au o gaură în pământ, o vizuină, până și păsele celor în cuibușor acolo, dar eu n-am unde, dacă te gândești din perspectiva aceasta, vină după mine dacă vrei să vii după mine. El gândea altceva. A fost impresionat de felul în care vorbea Domnul Iisus. De fapt, nu cred că a fost cineva, nici măcar dintre farisei, care să nu fi fost impresionat. Și Pilat a fost impresionat, dar știți că au ales altceva, toții au ales. Și Iuda a vrut să se schimbe în timp, s-a gândit că datorită relației cu Iisus, fiind în preajma lui, o să se schimbe, dar nu a ales niciodată lucrul acesta. A fost impresionat deseori, știu că îi descrie și cazul lui. În anumite situații își dădea seama că chiar pe el îl viza, învățăturile aveau de-a face cu el, impresionat, dar nu transformat, pentru că nu a ales transformarea, a ales cu totul altceva, a ales iubirea de bani în continuare, a ales defectele lui, a ales să rămână cu rezervă față de Iisus și asta s-a întâmplat, exact ceea ce a ales până la urmă, nu cât de impresionat ai fost și ce ai ales în viață se va întâmpla. Alegerile practice, efective, reale, exact asta se va întâmpla cu fiecare dintre noi. Este un caz în care sunt puse față în față impresie, dar fără decizie, versus impresie, dar cu decizie potrivită cu respectiva impresie. Rezultatele, efectele, traiectoria, veți vedea că în viață sunt total diferite. Este Naomi. Naomi, care are un caracter extraordinar, dacă ne gândim cât de mult și-a iubit nororile, cât de mult se gândea la fericirea lui Rut, nu? Ce femeie altruistă este să trăiești în preajma unui astfel de om, deseori ești impresionat, ești atras să fii și tu, ca el, să fii cu el. Este o atmosferă așa care te pătrunde, este ceva care se impune, ceva care îți vorbește cu autoritate. Rut 1 cu 11, Naomi a zis, întoarceți-vă fiicele mele, cum le vorbea. Pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fi în pântecele meu? Se gândea numai la binele lor, nu ca să fie bărbații voștri. Întoarceți-vă, duceți-vă, sunt prea bătrână ca să mai mămărit din nou. Deci nu aveți viitor, cu alte cuvinte, cu mine. Și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă noaptea asta aș fi cu un bărbat, ați mai aștepta voi să crească copiii, să ajungă băieți, să vă puteți căsători cu ei, nu fiicele mele, sunt mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Asta înseamnă că au fost impresionate de ce le-a spus, impresionate de atitudinea acestei femei, nu? Orpa a sărutat pe soacră sa și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea. Și Orpa a fost impresionată. Nu pot să spui că Orpa nu, inima nu i-a tresărit ca să despartă de Naomi și că nu și-a dorit din toată inima și a fost impresionată de o astfel de femeie nobilă. Dar a fost impresionată, dar când a fost de decis,
a decis altceva, a decis să se separe și să plece. Ruth s-a ținut de ea. Naomi a zis către Ruth, iată, cumnata ta s-a întors, întoarce-te și tu. Nu sta de mine să te lasi, să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu, unde vei locui tu, voi locui și eu, poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi, Domnul, ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit, au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem și viața l-a fost o altă traiectorie, nu? Nu știm cu orba, s-a întors la idolatrie, s-au pierdut tot ce văzuse, tot ce cunoscuse, la adorarea zeilor falși. Mă rog, cât a pierdut, nu vreau să speculez, dar a avut o alt viitor, o altă viață. Măcar că a fost impresionată, decizia a fost nu pro acea impresie. Ruth, în schimb, a fost nu doar impresionată, foarte hotărâtă și a decis exact în conformitate cu impresia aceea, iar viața a fost total diferită decât a Orpei. A rămas cu Naomi, a avut o experiență extraordinară de cunoaștere a Dumnezeului adevărat, o experiență extraordinară în ceea ce privește rolul pe care l-a jucat, pentru că a fost nu, mântuitorul lumii. David s-a tras din noastră, nepotul ei a fost și mântuitorul a venit pe această linie genealogică, dar dincolo de asta, ce experiență a avut în cunoașterea lui Dumnezeu acolo, felul în care și cu Boaz și intrarea în poporul lui Dumnezeu. Și totul s-a datorat faptului că după ce a fost impresionat a decis în conformitate, a ales hotărâtă încât nimic nu a putut mișca și impresia a fost bună. Impresia a ajutat la această decizie, dar decizia a fost cea care a sigilat, care a hotărât, care a împlinit, care a transpus impresia în ceva practic, în ceva fericit, în ceva viabil. Nu trebuie să concluzionăm greșit că o impresie pozitivă asupra unui subiect nu este ceva bun, nici de cum, este ceva foarte bun. E lucrarea lui Dumnezeu, impresia pregătește terenul, calea pentru decizie. De aceea când vine o impresie a Duhului Sfânt asupra unui subiect, e momentul să recunoști că Duhul lui Dumnezeu te cercetează și că e bun că vine impresia, dar să nu uiți niciodată că e momentul, atunci e momentul să iei o decizie clară în acea direcție cu rugăciune consolidată de Dumnezeu în inima ta, pentru că altfel acea impresie va slăbi și se va volatiliza și e posibil ca decizia să fie contrară și viața contrară acelei impresii bune. Deci, nu rămâne doar la impresii, ci mergi mai departe la decizii și alegeri care să determine schimbarea traiectoriei și a vieții tale, pentru faptul că impresia este lucrarea Duhului Dumnezeu, este partea lui Dumnezeu, decizia trebuie să o iei tu. De fapt, Dumnezeu chiar îți arată ce decizie să iei, îți impulsionează decizia, dar tu trebuie să zici da, îți dă și puterea să iei decizia dacă vrei lucrul acesta, dar întotdeauna nu uita ca la impresie să răspunzi cu o decizie concretă, practică, efectivă, ceea ce va aduce schimbare. Altfel, te vei înșela. Altfel, te vei minți. Altfel, vei crea tu însuți o impresie că, da, omul ăsta e impresionat, dar în realitate, în timp, se va vedea că omul acesta merge pe o traiectorie total diferită decât cea creată de impresiile Duhului Dumnezeu asupra vieții lui. De aceea, să nu fim impresionați și netransformați, ci să fim impresionați și transformați prin deciziile concrete care vor fi adăugate impresiilor Duhului lui Dumnezeu. Amin.